Bună ziua! Ne aflăm la începutul, la startul pregătirilor. Este o perioadă mai dificilă pentru fotbaliști. Era o perioadă în care, cu siguranță, e o perioadă în care niciun fotbalist nu agrează. Ceea ce îmi doresc foarte mult să reușesc să pregătesc echipa foarte bine. Este o perioadă care poate să fie decisivă. Îmi doresc să avem liniște, îmi doresc să vină jucătorii care eu mi-am, pe care noi ne-am dorit, și este foarte important să, ca timpul pe care îl avem până la începutul primei etape să profităm și să acumulăm fizic și ca ritm foarte mult. Nu, Morar, Vlad Morar n-a făcut antrenament pentru că cum o semneze contractul chiar astăzi, poate l-a și semnat că am venit direct cu antrenament. Este o chestiune de timp. Garai vine la sfârșitul săptămânii. Mai suntem în discuții cu anumiti jucători. Am spus-o și când am terminat turul, prima parte a campionatului, că avem nevoie de întăriri. Este foarte important să arătăm bine în acest început de campionat, pentru că avem obiectiv clar promovarea și trebuie neapărat să o obțin. Paul Badin este o țintă pentru Rapid? Da, Paul Badin este o țintă pentru. Este unul dintre cei doi cu care se discută? Da, cu Paul discutăm, am discutat de mult timp, el mai are oferte, nu este ușor de adus, este un jucător care mie îmi place, am încercat să-l aduc și la Timișoara. Sper să-l aducem. Sigur, nu e doar Batin, avem și varianta de rezervă, în eventualitatea în care el nu va semna cu noi. Suntem cu mai mulți jucători în discuție. Nu vrem să aducem nici foarte mulți, știți foarte bine, suntem într-un proces de insolvență și nu ne putem permite să aducem jucătorii scumpi, jucători care să treacă de anumit prag salarial, dar important pe cei cu care am discutat să vină și ar fi foarte bine. Păi nu cred că nucleul de bază a rămas. Jucătorii care au jucat și au evoluat mai mult au rămas. Și vor veni 4-5 jucători care eu îmi doresc să crească nivelul calitativ al echipei. Sunt jucători, nu vreau să dau nume, dar cu Batin am dat pentru că a apărut și în presă și s-a și confirmat. Ne mai dorim niște jucători, vedem zilele următoare. Nu, Doru Bratu încă nu a semnat. Am înțeles că s-a înțeles cu cei din club. Repet, zilele următoare vom ști cu siguranță mai mult. Condiția un portar să-i găsate din acest. Nu, repet, Reghe este un portar foarte bun, în care eu mi-am pus foarte multă bază. Din păcate, el s-a accidentat într-un moment bun pentru el. A intrat Pulpo Romero, la fel, care a avut evoluții foarte bune și vreau să-i urez multă baftă. A avut o problemă de sănătate tatălui, o problemă personală și și-a dorit foarte mult să plece. Drăghie este un portar pe care mă bazez foarte mult. Vom încerca să mai ducem un portar, dar un portar sub un portar junior, ca să avem și o alternativă pe eventualitate că vom juca cu un junior în poartă. Știți foarte bine că se condiționați să evoluăm cu 2 sub 18 ani, cu 20 de ani și cam asta. Edu Aurel este un jucător pe lista noastră, este un jucător de calitate, un jucător care dă ultima pasă. Avem nevoie de astfel de jucători. Și vom vedea zilele următoare, dar repet, sper, o altă dorință mea e ca cei care vor veni să vină cât mai repede pentru a prinde perioada de pregătire. Dacă de vrea să se mai luăm, ce
Nu, am început cu grasii, s-a ajuns la un acord pentru reziliere. Și... Cine nu va mai face parte din mod pentru tur dintre cei care au fost în tur? Au fost mai mulți, mai pleacă dintre... Păi nu, vor fi jucătorii care vor... Jucătorii tineri care n-au apucat să joace vor pleca toți să aibă meciuri în picioare la Liga 3-a, să joace meci de meci, pentru că e greu să progreseze. Cioblă va pleca, Vrămia, s-a ajuns la un acord de reziliere cu Ferran, cu Grassi și momentan cam atât. Deci, cu... N-am apucat să vorbesc cu ei de ceea ce cred despre India, dar, repede, e un turneu foarte bun. Ca minus este că ne întoarcem destul de târziu, pentru că într-o săptămână jucăm la Clinceni. Sper să ne reacomodăm repede cu temperatura de aici și cu... Inițial a fost o perioadă care să ne întoarcem pe 3 februarie, acum plecăm pe 3 februarie, dar am înțeles că sunt condiții foarte bune, am văzut și imagini, este un turneu de tradiție cu multe echipe bune și este foarte bine. Nu, o să pregătim aici, o să stăm aici 3 săptămâni. Și am încercat să facem o perioadă de pregătire la Buftea. Avem un teren sintetic foarte bun. Al doilea antrenament îl vom face aici, în sala de forță. Încercăm să ne adaptăm la condițiile care sunt și de vreme și de terenul. Absolut. Dânsul a spus că îl simt pe domnul Raru foarte optimist. Avem și termenul ăsta în ianuarie. Sperăm să fie totul în regulă. Ne dorim foarte mult, îmi doresc foarte mult să fie liniște. Îmi doresc foarte mult să reușească să scoată clubul din insolvență. Ar fi o mare victorie. Deci așa ne dă asigurări și ne liniștește că e totul în regulă. Păi, dacă se plângește cu un an, e bine. Acum, important e la termenul ăsta să plângească un an. Nu. Ce de la Tălăraș, principala concatenizată la Eu cred că principala concatenizată noastră e Faru Constanța.